Testul PCR negativ va fi obligatoriu pentru persoanele care călătoresc în Serbia în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, începând cu data de 20 decembrie. Cetățenii sârbi vor avea alternativa de a intra în carantină la intrarea în țară. Măsurile vor fi aplicate cel mai probabil până pe 10 ianuarie, în funcție de situația epidemiologică. Autoritățile de la Belgrad solicită un test PCR negativ pentru oricine va intra în Serbia în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, începând cu data de 20 decembrie. Cetățenii sârbi care locuiesc în străinătate și se întorc în țară vor avea alternativa de a intra în carantină 10 zile. În timp ce testul PCR negativ va fi obligatoriu pentru străini, cetățenii sârbi care se întorc pentru a-și vizita familiile vor putea beneficia de o izolare la domiciliu de 10 zile dacă nu au un test PCR negativ. Serbia a înregistrat 4.932 de noi teste pozitive și 49 de decese în ultimele 24 de ore.